Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața din Deșteptarea la Europa FM. Avem arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața, Tolo. Bună dimineața. M-am gândit să vorbim astăzi un pic despre felul în care ne tratează statul român, cum are el grijă de psihicul nostru. Și cât timp avem? Și cât timp avem la dispoziție astăzi? Da. Imediat. Câteva minute doar, pentru că lucrurile sunt destul de pilduitoare. La Suceava a început procesul șefei secției de oncologie din Spitalul Ambulatoriu, Spitalul Județean de Urgență Suceava, da, care a luat mită, susțin procurorii, și n-a negat ea, de la 300 de pacienți. Diferența de ce susțin procurorii și ce susține doctorița este motivul pentru care banii au mers de la pacienți către ea. Despre câți bani e vorba? Păi numai în ziua de 19 ianuarie 2023, că atunci, aproape un an au fost făcute operațiunile de flagrant, au fost găsite, după ce 20 de pacienți i-au dat bani, au fost găsite sume de 20.000 de lei plus 750 de euro. Asta înseamnă cam aproape 5.000 de euro, asta e aproape leafa pe care o lua, veniturile pe care, legale pe care le avea pe o lună de zile. Sigur că nu de la 20 de oameni au luat acești bani, suma medie era mai mică, au găsit în ziua respectivă banii strânși pentru mai multe zile, dar e de reținut oricum că într-o singură zi reușiseră ei să găsească acolo cât ar fi câștigat de fapt pe lună, da. Asta apropo de insulta, asta e insulta în primul rând la adresa sutelor de mii de oameni din sistemul medical, oamenilor care câștigă cinstit acești bani, da, și care nu merită niciun fel o gândire de genul deci oamenii din sănătate câștigă mult de vreme ce iau mită. Nu, oamenii din sănătate câștigă cât au decis cetățenii români pentru că merită respectivii bani. Dezonoarea vine la cei care, deși câștigă banii, iau în continuare mită. Da. Bun, aș vrea să precizez asta și mai apăsat, da, pentru că mereu avem această discuție și sunt reacții de ambele părți, și din partea cetățenilor obișnuiți și din partea medicilor. Cazurile de acest gen nu, în mod evident, nu caracterizează întregul corp medical, care cuprinde zeci de mii de medici și, la fel, cred că mai mult de zeci de mii de angajați în sistemul sanitar secundar. Medicina este o profesie extraordinar de importantă pentru societate. Ca să devii medic, trebuie să studiezi enorm și toată viața. Iar banii câștigați prin salariu sunt meritați cu vârf și îndesat. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să vorbim despre cazurile îngrozitoare care ies din regula asta a cinstei și a bunului simț, tocmai ca astfel de lucruri să devină din ce în ce mai rare. Scuză-mă, Cătălină. E foarte bună precizarea. Sunt cam 200.000 de oameni în sistemul sanitar public din România care au beneficiat încă din urmă cu cam măririle mari au început după cazul colectiv, după 2016-2017, când societatea românească s-a revoltat tocmai pentru că statul îi trata prost pe acești oameni. Și exact cum ai spus tu și e foarte important, nu vorbim doar despre medici, și despre cadrele medicale, medii și despre oamenii care lucrează în spitale. E foarte bună precizarea. Până la urmă, este un act de dreptate făcut celor care lucrează cinstit în România și care în sistemul sanitar nici nu găsesc posturi uneori din cauza faptului că acești bani de mită circulă inclusiv pentru cumpărarea pozițiilor cele mai bănoase. Bun, spuneam că doctorița nu a negat primirea atențiilor, numai că avocatul ei a spus că este vorba despre o formă de gratitudine și că medicul nu-i putea refuza, vorbind despre un doctor de oncologie, pentru că bolnavii ar fi crezut atunci, dacă ar fi fost refuzat, că nu mai aveau nicio șansă la viață. Practic urmau să moară. Aici sunt două precizări interesante de făcut. Unu, că unii dintre ei erau cu adevărat într-un stadiu terminal, erau pe morfină de foarte mult timp în momentul în care continua să ia banii. Și al doilea lucru este că m-am gândit la această filozofie, adevărată metafizică a statului român. Ies din cazul ăsta concret. Dar știi că există, această opinie în rândul multora dintre concetățeni?
Și anume, bă, dacă n-a luat medicul, înseamnă că n-are ce să-mi facă. Adică, serios, da. Dacă vorbești cu unii oameni, asta nu înseamnă că medicul nu trebuie să lupte împotriva acestei credințe, nu știu cum să spun. Dar sunt oameni care ajung în spital și asta cred. Bă, dacă nu ia, am încurcat-o, sunt pe moarte. Există și Simona mea, colega mea Simona Voicu de la Libertatea, care urmărește de ceva vreme acest caz, chiar a oferit publicului și ce a spus în momentul respectiv judecătorul, care a spus cam ce spui tu, a spus că deși există acest mit în rândul pacienților, datoria medicului este să nu formeze o realitate paralelă realității corect, științifice și umane, și anume că n-are nicio legătură gestul său cu probabilitatea de a trăi sau de a muri omul respectiv. Tocmai pentru că dacă faci asta, dacă tu continui să întărești acest mit, practic întorci în interesul tău fricile, temerile oamenilor respectiv și ale familiilor lor, că de multe ori bolnavul nu mai e în stare să dea bani ăștia și îi dă numele său familia, nu pacientul. Plus că statul român, deci noi suntem în situația în care dacă statul român s-ar comporta bine cu noi, corect, dacă ar fi prompt în orice, în a elibera o adeverință, în a ține un proces în cazul ăsta, da? Să vedem cât va dura acest proces. Ne-ar da cumva senzația că viața este, vă dați seama, ne-ar da senzația că viața este unică, da? Că timpul contează, că merită să trăim, e ceva ce este împotriva principiilor birocrației, din păcate, din moștenită decenii la rând deseori în statul român. Coincidența face ca tot în ziua de ieri să se fi dat sentință în primă instanță, într-un caz tot de spitale, îngrozitor și cazul respectiv, pe care l-am investigat în urmă cu 7 ani, în 2017, am scris primul episod la vremea respectivă împreună cu Răzvan Luțac și Mirela Neag, în care am arătat că la Spitalul Obrejea din Capitală, cel mai mare spital de boli, de suferințe psihice din România, achizițiile erau făcute de la 3 la 10 ori mai scumpe, de la ouă și ulei, ceva trivial, până la spirometre, până la aparatură medicală. Și că erau situații în care se dădea unei firme 2 milioane de lei pentru o lucrare și după aia se mai dădea altei firme 3 milioane de lei pentru aceeași lucrare care fusese făcută de prima firmă. A durat 7 ani procesul în primă instanță. Abia ieri s-a dat sentința și Elena Faul se numește, pentru că numele trebuie rostite, șefa de la achiziții de la Spitalul Obrejea a fost condamnată la 5 ani de închisoare cu executare. Dar nu e definitiv. Suntem abia după 7 ani în prima instanță. Și stăteam să mă gândesc, vă dați seama, dacă statul român ar fi judecat cazul ăsta și alte cazuri, da? Cum trebuia să le judece, în mod normal, cu o viteză corectă, nu ca la metrou în 2 minute, în 2 ani, să zicem, sau cât e corect să judeci, noi am fi crezut că chiar viața noastră contează, așa ne protejează. Uita ca la doctorita respectivă, să nu cumva să credem că viața contează. Sau că, să nu ne speriem, având sentimentul că avem o singură viață de trăit. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolontan. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.